Astăzi ofițer Ovițanu va lucra sub acoperire. După cum vedeți, avem o costumație normală de stradă. Bineînțeles că nu ne lipsesc insigna și pistolul, pentru că altfel nu aș fi polițist. Și bineînțeles că și mașina este una pe măsură. Vreau neapărat să ziceți în momentul ăsta în comentarii ce mașină de poliție credeți voi că se află în garaj. Bun, nu ați avut foarte mult timp pentru că avem mare Ferrari roșu de poliție, bă, deci atât am vrut să văd. Am primit mașina asta astăzi și astăzi trebuie să și facem ceva cu ea. În principiu, astăzi vom merge pe autostradă, atât vreau să vă zic momentan. Ideea este că încerc să o scot de aici fără să o distrug, să-i stric bara sau ceva. Și cam așa arată mașinița, sincer. N-o dăm, frate, cât de des vezi un Ferrari de poliție până la urmă, despre ce vorbim? Cam așa arată, bineînțeles că e dotată cu girofar, cu sirenă, cu absolut tot ce se poate. Bun, asta e nivelul maxim. Și bineînțeles că face și așa, dacă vrem. Pentru că, bineînțeles, este o mașină de poliție dotată full cu absolut tot ce avem nevoie. Avem calculator de bord, după cum se și vede în interior, absolut tot ce vrem noi. Ideea este că astăzi vom acționa doar pe autostradă, vom opri și o... Feri, mamă, ce accident era să facă nebunaticii ăia. Mai exact, voi sta cu radarul pe autostradă. După cum vedeți, avem acolo în dreapta sus pornit radarul. O să umblăm puțin la setări când ajungem pe autostradă. Și, după cum bine știți sau nu știți, limita de viteză pe autostradă în Los Santos este de 115 la oră. Bă, băiatul ăsta e tare grăbit, dar în fine, nu am nicio treabă, nu stau să opresc oamenii în trafic aici, doar pe autostradă. Cred că am găsit locul perfect să stau la pândă pe autostradă cu al nostru Ferrari de poliție. Suntem pe un drum din ăsta neterminat, vai de capul lui, un loc perfect pentru un Ferrari. Ideea este că nimeni nu se așteaptă ca acest Ferrari să fie de poliție. Și după cum vedeți acolo sus în dreapta avem radarul, am prins pe cineva cu 115 la oră, dar nu o să-i amendăm pentru 115 la oră, bineînțeles că aia e limita. În principiu cam de la 118 în sus mă gândeam eu să plecăm după ei. Acum rămâne să vedem, deci când se blochează pe roșu în mijloc în radar acolo, înseamnă că cineva a depășit și a ajuns la limita aia, uite 116. Îl lăsăm în pace la 116 să nu exagerăm, totuși. Dar văd că avem ceva aglomerație pe autostrada asta, sincer, mamă, mi se părea că ăla merge cam rapid, dar dacă radarul nu zice, nu putem să-l luăm fără dovezi. Mamă, 123 la oră, stai așa să nu creăm niciun accident. Mă, care avea, uită-te la ăsta, ce face, bă? Dar unii oameni conduc foarte ilegal, sincer să vă zic. Stai că nici n-am fost atent, 123 la ore e un pic cam mult. Aparent băiatul ăsta cu Jaguar sau ce mașină are. Bun, trage pe dreapta în momentul ăsta. Deci el are Jaguar și consideră că poate să meargă cu 123 la oră. Văd că trage pe dreapta frumos din prima. Nu avem problemă cum avem noi de obicei. Mamă, suspect de bine o tras pe dreapta. Perfect dacă mă întrebați pe mine. Bun, hai să vedem cu cine stăm de vorbă. Să sperăm că totul e în regulă, să-i dăm doar o amendă pentru viteză. Bună ziua, domnule, documentele la control, talonul, asigurarea și permisul, mai exact. Hai să vedem. Stai să-l și întrebăm dacă știe că nu e ok să mergi cu viteză prea mare. Ci că toată lumea merge cu viteză mare, de ce să nu merg și eu, am înțeles, bun. E un comportament foarte corespunzător, dacă mă întrebați pe mine. Hai să-l verificăm un pic pe domnul Steven Stone. Nu pot să cred că are mandat de arestare și mai are și tupeu, bă, mă lași. Mașina pare în regulă, dar domnul de față are mandat de arestare, bă. Știi ce? În momentul ăsta nu mai bine chem eu o unitate să mă ajute aici, că cine știe ce se poate întâmpla. Oricum o să avem nevoie de transport pentru el. Bun, vreau să vă dați jos din vehicul în momentul acesta. Bun, oficial sunteți sub arest pentru că avem un mandat de arestare pe numele dumneavoastră. Nu știu cum de mai aveți și tupeul să comentați după ce se întâmplă toate astea. Bun, hai să vedem. A venit și transportul. Transportul nu cred că ne mai găsește pe autostradă, sincer. Bine, nu-i transport, ajutorul, dar ajutorul automat o să se transforme și în transport imediat. Pentru că noi o să lăsăm aici pe domnul de față. Și nu, momentan va trebui să-i verificăm puțin și mașina. Pentru că ținând cont că este un om ilegal, un suspect, automat trebuie să-i căutăm și mașina să vedem despre ce este vorba. Și văd că avem în mașină două chestii cu potențial ilegal. Asta nu-mi place pentru el. În cazul de față trebuie să așteptăm neapărat echipajul ca să se ocupe puțin de el. Până una alta, pot să mai fac și eu ceva, pot să-l verific dacă a consumat substanțe ilegale, ținând cont că sunt șanse să aibă în mașină.
Vreau ca echipajul să vină să mă ajute și cu controlul la substanțele alea. Ia uite-l, o venit, o venit, dar nu pe roți. Dar e bine și așa, e bine și așa. Bun, aparent nu o consuma nimic. În cazul de față am nevoie de echipaj. Alo, gara! Gata, bă, a reușit și el să-și facă prezența aici. Bun, hai să vedem. Trebuie să-l punem pe colegul nostru să-l verifice puțin pe bărbatul ăsta. Pentru că el fiind bărbat, eu sunt femeie, automat nu pot să fac eu chestia asta. Hai mă, colegul, vii și tu să-l verifici sau nu? Trebuie să-l aduc eu la... Ah, uite, gata, mă, gata. Mă gândeam că trebuie să-l aduc eu sau ceva. Că lui e rușine, mă. Hai mă, verifică-l, frate. După aia va trebui să-l și transport. O veni cu Logan, bă, deci uitați-vă. Mie mi-au dat băieții Ferrari. Ok, aparent și la el avea ceva. Ok, deci trei chestii. Mie mi-a dat băieții Ferrari la asta, eu da, Logan, bă, vai de capul lui. Am aflat și ce substanțe avea la el, nicio problemă, o să-l arestăm imediat. Mai întâi trebuie să-i facem raportul de arest, pentru că după aia mai mult ca sigur o să uităm sau ceva. Vreau să fie toate informațiile proaspete și bineînțeles că trebuie făcut de către mine. Și să vedem, deci facem în felul următoration. Îl avem pe Steven Stone, stai mă, cine e ăsta? Ok, nu știu cine e ăsta, de unde a apărut. Domnul Steven Stone va fi arestat pentru următoarele. În primul rând posesie de așa ceva. După care, dacă nu mă înșel, posesie de așa ceva. Sper că nu mă înșel, dar e irelevant, de fapt, ce posesie are atâta timp cât are două posesii, se... Practic e același lucru. Și cam... A, nu, stai, pentru mandat de arestare, doamne, era să uit de treaba asta. Bun, pentru asta o să fie arestat. Și bineînțeles, pentru că nu este un cetățean tocmai corespunzător, va trebui să-i dăm și pentru viteză ilegală. Mă, se încadrează aici la prima, nu o depăși mult, dar totuși o depășit viteza. În rest, a fost... Super ok, super cum se cade, o cooperat tot ce trebuie, dar asta este viața. Din păcate trebuie să-l arestăm. Bun, te invit să-l iei partenere, eu o să-mi văd de treaba mea. Asta e așa că trebuie să luăm mașina, bă. Stai așa, să ridicăm un pic și mașina. Bun, o să iau o mașină mare de ridicări, că totuși e dita mai limuzina, dita mai mașina de lux. Ideea este că acum eu va trebui să-mi caut alt loc de stat cu Ferrari-ul, că automat nu pot să mă întorc pe autostradă, destul de logic, nu? Și cred că și știu de fapt unde o să pot să stau. Bun, hai că mă lasă aparent oamenii să intru înapoi în trafic din fericire. Și stau așa. Mă, aici mă gândeam să stau, sincer. Nu cred că încurc pe absolut nimeni dacă stau, uite, perfect aici. Dar chiar nu o să încurc pe nimeni, bineînțeles. Bun, ne ocupăm de radar. Mamă, deja 116, stai, hai că... Am zis că nu luăm numai de pe la 118, să fim băieți de treabă. Sau în cazul în care echipamentul ne mai dă ceva nereguli, bineînțeles că o să le luăm și pe astea în considerare. Da, după cum vă ziceam, nu am încurcat pe nimeni aici. Bun, asta... Mamă, mamă, vezi că eram pregătit să plec pentru ăla, despre ce vorbim? 115, 116, nu, frate, nu, e exagerat. Au depășit și ei cu 1-2 la oră, sau... De fapt, la 115 nici nu au depășit, ce tot atâta. Uite, bă, dar mi se pare că merg foarte repede unii. Iar, mă. Bă, dar toată lumea merge cu 115. Lăsați-o și voi un pic mai moale. Opa, opa, opa. Stai așa, cam... Eroare de radar. Aparent era vorba de un șofer de pe celălalt sens, din câte cred eu. Și bineînțeles că nu pot să merg pe celălalt sens, destul de logic. Asta e viața, mamă, dar foarte mult... Ăsta are mult. Bă, mă, lași, nu avea... La... Ia, uite și pe ăsta. Deci așa când stai pe loc... Ok, asta deja nu-mi place. Bun, hai să vedem despre cine este vorba. 123, parcă atât avea și celălalt pe care l-am umplut cu Jaguarul. Ce se întâmplă? Sincer, se cam încalcă limita de viteză pe autostrada asta. Bun, și aparent este domnul de față. Bun, vă rog să trageți pe dreapta. Hai să vedem cu cine stăm de vorbă. Mă, sincer, eu nu am chef de scandal astăzi. Chiar am chef doar să opresc niște șoferi. Să sperăm că o să fie toți de treabă. Mă, momentan, doi la rând. Care opresc foarte, super frumos pe dreapta și nu am absolut nicio treabă cu ei. Asta îmi place foarte mult. Bun, sper să nu ne calce vreo mașină sau ceva. Bună ziua, domnule, documentele la control. Știți că ați depășit limita de viteză și nu aveți voie să faceți chestia asta. Bun, hai să vă întreb dacă știți chestia asta. De ce mergeți cu prea multă viteză? Nu ați fost atent, ok. Vezi că ăsta e un răspuns mult mai decent. Deci omul nu mi-a spus că așa vrea el, a zis că nu a fost atent. O și-a oprit foarte frumos, deci este foarte posibil să nu-i dăm amendă la ăsta. Mark Richard îl cheamă pe el. Nu a mai fost arestat niciodată, totul pare în regulă. Și hai să vedem mașina. Și mașina e în regulă. Bun, în cazul de față, nu o să-i mai fac alte teste, nu o să-i mai fac absolut nimic. Pur și simplu o să-l las în pace, o să-i dau doar un avertisment. Bun, în momentul de față vă dau doar un avertisment, puteți să continuați să mergeți.
Mă bucur că mai am și parte și de oameni de genul ăsta. Deci dacă el vorbește frumos cu poliția, automat... Mamă, ce era să-mi ia ăla ușa, Doamne, iartă-mă. Bun, stai să mă repliez și eu aici frumos în trafic. Mamă, puteam să stau acolo, dar n-am fost atent. Asta este când ești prea grăbit. Bun, acum vreau să rămânem, uite aici, că este perfect, uite așa. Nu știe nimeni ce se poate întâmpla, bun. Ne ocupăm un pic de radar, 116 deja, bă, toate animale, mamă, iar 116, iar 116, 144. Ok, ăsta e record, ok, pentru ăsta o să pornesc girofarul, că nu vreau să-l pierd. Deci ăsta e record pe care l-am prins până acum și pe episod și în afara episodului, jur. 144, cu atâta merg eu de obicei. Măcar nu mers cu viteza asta, că nu pot să cred așa ceva. Nu pot să cred, mașina aia verde care fuge și în momentul ăsta cumva... Nu pot să cred, ok, trebuie să inițializăm o procedură de urmărire. Deci mașina verde care fuge de noi, trage pe dreapta! Trage pe dreapta în momentul ăsta! Da, nu o să tragă pe dreapta, asta mă așteptam. Mamă, dar vezi că-i dă! Vezi că ăsta a depășit limita destul de mult. Mamă, mamă, a făcut și un accident. Stai că nu se oprește. L-a făcut praf pe ăla cu smartul și încă nu se oprește. Vai de capul meu, bun, am nevoie de întăriri, că văd că nu prea mă bagă în seamă băieții de la întăriri. Din fericire avem Ferrari, tată. Deci nu-mi pun nicio problemă că nu o să-l prind pe ăsta. Hai să vedem. În cât timp credeți voi că o să-l prindem pe ăsta? Fără să folosim prea multe, o să facă el vreo greșeală la un moment dat. Nu știu sincer de ce m-am chinuit să mai chem întăriri, pentru că ce să facă întăririle la o viteză de 150 la oră? Nu știu cât prinde un Logan de la sincer, dar cred că dacă îi dăm blana abia dacă prinde atât. Eu încă... Opa, 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 pune și frâne bruște. Ar trebui să nu mai stau chiar așa. Mă, totuși vreau totuși să chem, uite, întăriri aeriene. Și totuși vreau o patrulă măcar să vină lângă mine să... Totuși, poate mai avem și noi... Avem de fapt dogiuri. Uite, au venit cu Logan, am înțeles. Mă, dar avem niște dogiuri, mă, dogiurile alea cred că fac față. Mamă, am 160 și nu-l ajung. 165, deci cam cu 160 merge bărbatul. Nu pot să cred, deci acum nici nu mai contează 144. O să punem 160. Deci o depăși... Mamă, vezi că asta cred că deja se încadrează la arest la 160 la oră. Ceea ce nu-i foarte bine pentru... Mamă, 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 ce-a fost frâna aia, bă? Vezi că Ferrari-ul ăsta, sincer, nu ar trebui lovit. Bun, în momentul de față, cred că o să avem totuși nevoie de o bandă de țepi. Cred că e singura modalitate prin care îl putem opri. Avem și elicopterul, avem și echipajul. Nu pot să cred... Bine, 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 bine! Mamă, zici că s-a dus intenționat, nu pot să cred. Ok, s-a oprit. Mi-e frică să mă dau jos, să nu cumva să plece, să avem probleme. Bun, hai să vedem despre cine vorbim. Îl las pe polițist să se ocupe sau mă ocup eu? Văd că și-o ridicat deja mâinile, ceea ce e ok. Uite, mă, avem două echipaje până la urmă. Bun, hai să oprim un pic traficul în momentul ăsta. Bun, nu mai am nevoie de trafic. Bun. Coboară din mașină în momentul ăsta. Stai așa să-mi fac și eu loc pe lângă el. Stai că nu pot să-mi fac loc pe lângă el. Văd că nu pare să mai fie ticălos. Bun, coboară din mașină, am zis. Ok, îl dăm noi automat jos din mașină. Hai să vedem. Bun, acum... Stai așa, stai așa că nu am ce să caut eu în mașina asta. Bun. Pe burtă în momentul ăsta. Hai, pe burtă cu tine. Îl lăsăm la băieți? Nu îl lăsăm la băieți. Vreau să mă ocup eu de el momentan. Pentru că eu l-am prins cu viteza aia, eu l-am prins când a făcut accident, eu l-am prins cu toate. Perfect, băieții, foarte bine. Bun, tu te rog să vii după mine. Va trebui să ne ocupăm puțin de mașină ca să eliberăm și autostrada asta. Hai, după mine. Stai așa că e dita mai bărbatul, mi-e greu să-l car până la urmă. Bun, o să-l pun, uite, aici. Tu o să rămâi aici în momentul de față. Eu o să pun mașina tot așa mai pe margine. Colegii nu știu ce vor, doar nu vor să se bage într-un Ferrari. Stai așa că am ușa deschis. Stai, colegul. Colegul mă zgâri oglinda. Aoleu. Vai de capul lor. Bun, noroc că a rămas un coleg aici. Perfect. O să se ocupe el. Chiar o să am nevoie de un transport. Mașina unde și-o abandonat-o? Nici nu s-a atent. Bun. Vreau să verificăm puțin mașina. Stai că nici n-am apucat să o verificăm la dispecerat. Este un Alfa. Destul de frumoasă, sincer, mamă, dita mai mașina. Bun, pare în regulă, așa că trebuie să vedem dacă are ceva interzis în ea. Mă, are un craniu, nu știu ce să zic, o să trecem cu vederea în funcție de ce are și bărbatul ăsta. Bun, hai să-l verificăm și pe el. Partenere, te rog să-l verifici un pic, să vedem ce are la el. Cred că este și sub influența a ceva, sincer, că văd că îi se mișcă ochii foarte suspect.
Bun, momentan mașina de fapt cred că o putem... Mamă! Deci are două chestii legale plus o armă posibil. Ok, în momentul de spate putem să ridicăm mașina asta. Stai așa, deci de mașină nu mai avem nevoie. O să chem o dea mare, că totuși dita mai mașina. Bun, problema este că eu am nevoie de mașina de poliție a partenerului pe care... Unde și-o lăsat-o, frate meleu? Mă, l-o lăsat ăsta cu Loganul, mă? Mă, era o mașină. Ok, trebuie să chem alt partener pentru că am nevoie de o mașină de poliție. Pentru că Ferrari-ul ăsta nu-i dotat cu sistemele alea de verificare. Cred că va trebui să dăm și drumul la trafic în momentul ăsta, că văd că nu mai avem probleme. Bun, dăm drumul la trafic, dar am nevoie de încă o patrulă care să vină cu o mașină de poliție să vedem, să mă ajute puțin. Perfect, a ajuns și echipajul. Oprește-te în mijloc, cum știi numai tu. Asta e viața, asta nu mai ține de mine, sincer. Bun, în primul rând vreau să verificăm arma, că am văzut că avea și o armă la el. Noroc că nu o tras, atâta trebuia. Deci are o armă micuță, dar totuși o armă ilegală. Să vedem dacă e furată sau nu. Bun, nu este furată, dar nu are ce să caute cu arma asta pe aici. Acum să vedem celelalte chestii. Hai să vedem. Logan, uite Logan. Până la urmă m-a ajutat Loganul ăsta, n-am ce să vă zic. Asta este, în Ferrari nu ne permitem astfel de echipamente. Gata că am și găsit ce are aparent, da, nicio problemă. Hai mă, lăsați-mă un pic. Și eu să mă duc puțin până la mașină să vedem pentru ce l-arestăm pe domnul de față. Bun, să nu uităm că trebuie să-i mai dăm, să-l mai verificăm puțin. Stai așa, nu vehiculul pe el. Bă, el părea în regulă, dar nu știu de ce-o făcut. Și cred că ar trebui să o luăm pe rând, nu? Conducere sub influență, asta încă nu am testat, rămâne să mai testăm. Evitarea arestului, da, bineînțeles că o cam evitat. Părăsirea locului accidentului, conducere imprudentă, depășirea vitezei peste 160, da. Bun, momentan cam atât aici. Deci ce-o mai avut? O avut alte posesii. Posesie ilegală de armă de foc. Stai așa, posesie de așa ceva. Mamă, dar cât o a avut vreodată ăsta la el? Și momentan cam atâta. Trebuie doar să verificăm dacă o mai consuma ceva. Hai să vedem, bărbat, ai consumat ceva sau nu ai consumat nimic? Ia, bărbat, care ești tu? Bun, vreau să-l verific eu personal dacă am consumat ceva. După care o să-l trimitem direct cu mașina de poliție, cu Loganul. Să nu crezi că o să ai parte să mergi cu Ferrari, eu atât am avut de zis. Bă, apare nu consuma nimic, este ilegal, dar vreau să văd dacă o consuma și alcool. Să facem treaba ca la carte până la urmă. Și ai consumat sau nu ai consumat? Sper că nu. Bă, aparent, ba da, o consuma peste limită și alcool. Nu pot să cred, frate. Bă, bun, în cazul de față o să te rog să-l iei partenere. Eu trebuie să-i mai pun aici totuși cu, și pentru consum de alcool. Conducere sub influența alcoolului. Mamă, câte are, nu pot să cred. Bun, băgăm și asta. Deci am dat una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte chestii am dat. Mamă, vai de capul meu. Bun, în momentul de față se ocupă colegii. Eu pot să plec să-mi văd de treaba mea în continuare. Ideea e că va trebui... Stai așa. Stați un pic, băieții, stați un pic, că trebuie să intru înapoi pe autostradă. Bun, resetăm noi frumos radarul. Perfect. Și nici nu știu exact unde să mă pun, că momentan pe aici, stai să oprești și eu astea, că nu mai avem nevoie. Opa, am găsit și unde să mă pun. Văd că e și destul de liberă autostrada pe aici. Ce ori zice oamenii? Bă, un Ferrari. Ce poate să fie neregulă la un Ferrari până la urmă, nu? Ok, vezi că aparent avem o problemă cu domnul de aici, din dreapta. Are asigurare expirată din ce am văzut eu. Văd că merge și cu viteză cam măricică, dar aia nu luăm pentru viteză momentan. Bun. Trageți pe dreapta, vă rog, momentul ăsta. Nu în perete. De preferat nu în perete. Perfect. Nu stânga. Nu stânga. Dreapta, așa, bun. Văd că semnalizează, dar nu prea știe ce se întâmplă. Văd că și-o lovi și mașina. Hai mă, oprește, bun, perfect. Bă, aproape o opri, dar nu știu ce să zic despre oprirea asta, sincer. Hai să vedem, ok, sunt doi oameni. Nu cred că am treabă cu al doilea. Bună ziua, documentele la control, vă rog. Deci din câte văd eu, are asigurarea... Nu mai știu exact ce avea. Asigurarea expirată, da. Bun, hai să și verificăm puțin. Dispecerat. Vreau să verificați puțin mașina asta, că ținând cont că e posibil să aibă asigurare expirată. Cine știe ce manevră au făcut? Exact ce ziceam. Deci este pe bune, nu au făcut nicio manevră. Și avem așa, l-avem pe domnul Charles, care are permisul de conducere suspendat. Perfect, exact ce voiam să aud.
Văd că mai are o amendă pentru asigurare expirată, nu pot să cred. Bă, nasol, pentru el, deci deja e la a doua abatere pentru asigurare expirată, ceea ce nu-mi place, sincer. Bun, hai să vedem. Permis de conducere suspendat, asigurare expirată. Hai să-l întrebăm un pic, să vedem care e faza. Bun, la documente, știți că v-a expirat asigurarea? Ok, ci că să-i dau doar un avertisment, mă roagă, că o să o reînnoiască foarte curând. Totuși, da, știți că aveți permisul de conducere suspendat? Nu înțeleg, de ce conduceți? Sunteți sigur? Licența mea nu mai este suspendată. Ok, bun, în cazul ăsta vreau să mai verific puțin la mașină încă o dată. Deci el zice că nu mai are licența suspendată, deși mie aici mi apare că e suspendată. Ideea e că poate să existe totuși o eroare. Trebuie să luăm în calcul și ce zice el. De ce l-a mai avut? Ba nu, de fapt nu are probleme cu permisul, bă, deci nu cred că are dreptate, îmi pare rău să-l anunț. Cu asigurarea nu o să-l iert în niciun caz pentru asigurare, pentru că e la a doua abatere, deci din păcate o să-l amendez pentru amândouă faptele. Dar până una alta vreau să văd dacă a consumat ceva alcoale. Bun, bun, hai să-l testăm pentru alcool. Să sperăm că nu are, dacă nu are alcool consumat sau ceva, o să-l las în pace, nu mai verificăm mai multe. Ok, nu poate să sufle, nu e în stare să-mi facă testul. Bun, vă mai rog încă o dată, suflați până se stinge lumina. Haide, vă rog, suflați. Suflați. Nu poate, vă. Bă, un moment trist, îl mai rog încă o singură dată. Și în cazul ăsta, din păcate, va trebui să mergem cu el la spital să-i luăm niște analize, că așa nu merge. Da, din păcate, nu poate. În cazul de față, vă rog să coborâți din mașină. Ok, deja nu mai îmi place de domnul ăsta, sincer. Bun, hai să-l întrebăm totuși dacă a băut. Poate îmi zice el direct că a băut și Doamne ajută. Bun, ați băut ceva, domnul? Mirosiți alcool? Bă, nu miros alcool, dar astea sunt procedurile. Bun, vă rog să veniți după mine. Vă rog să veniți după mine aici în fața mașinii cel mai bine. Hai să vedem. Va trebui să chemăm un echipaj. Bun, chemăm repede un echipaj care să se ocupe de el. Bun, veniți un pic mai pe margine, vă rog. Perfect, și vă rog să luați aici un loc până vine echipajul. Perfect. Și cu partenerul lui nici nu știu ce să fac, nu am ce să fac. Momentan îl rog și pe el să vină până aici. Stați un pic jos, am zis. Bun, partenere, vino și tu încoace. Bun, haide și tu după mine că stăm aici un pic în drum și nu-i ok. Hai să vedem. Perfect, hai că suntem binișori aici, nu ne mai batem capul. Bun, o să-l rog și pe partenerul meu să-i facă un test. Poate la el o să funcționeze, deși nu știu ce să zic. Ce face? Mă, cum se uită el la Ferrari, nu pot să cred. Bun, hai că-l ridicăm și să vedem dacă vine și partenerul să-i facă el un test, că poate la el o să funcționeze. Bun, să sperăm că vrea la partenerul meu, pentru că dacă nici așa nu vrea, va trebui să fie transportat la spital și nu va fi bine pentru el, din păcate. Hai să vedem. Vrea, mă, sau nu vrea? Să sperăm că vrea. Pare să vrea momentan. Hai să vedem. O vreo, mă? O vreo, mă, uite, bă, nu aveam alcool. Doamne, ce noroc că am chemat partenerul. Bun, în cazul de față o să-l pun pe partenerul meu să-i mai facă încă un test, pentru că deja nu mi se pare ok cum s-a comportat. Din fericire pentru el, de fapt nu o să-l mai las să meargă, bineînțeles. Mașina va fi ridicată, din păcate, pentru el. Deci de consumat nu a consumat nimic, ceea ce este bine, dar nu poți să conduci cu mașina fără asigurare, fără permis, fără nimic. Pentru viteză nu o să-i dăm nimic, nu are treabă cu viteza. Deci o să-i dăm doar niște amenzi. În primul rând, hai să vedem, documente, conducere este așa, cu asigurare expirată. Din păcate va trebui să-l arestăm pentru conducere cu permisul suspendat. Asta e viața, astea sunt legile, i-am dat o amendă și va fi și arestat. Nu o să facă cine știe ce pușcărie, de fapt nu cred că o să facă deloc pușcărie. Dar va trebui să fie arestat în momentul ăsta, așa că mai chemăm un echipaj, bun. Chemăm un echipaj care să-l aresteze. Și momentan mașina, cred că e de acord și el să las pe partenerul lui să conducă. Dar bineînțeles că trebuie să văd dacă are permis de conducere, stai așa, bun. Dăm și tu un pic buletinul, domnul, să văd dacă e ok să-l las pe el să conducă. Joseph Spillane îl cheamă. Bun, stai așa, de fapt am chemat transport. Stai, mă, de fapt nu. Du-te, transportă-l pe băiatul ăsta. Haide, perfect, bun. Hai, transportă-l pe băiat la secție. Și hai să vedem dacă Joseph are carnet. Ok, mașina. Unde e mașina? Mașina e mașina, nu mai e mașina. Ok, nici o singură problemă.
Da, o să-i spun partenerului că poate să pleci. A, deja pleacă, perfect. Și va trebui să-l transport eu pe băiatul ăsta. Hai că până la urmă i-am chemat un taxi, că să fim serios, să meargă el cu Ferrari, nu există așa ceva. Bă, vă căsuc, am stricat un pic vremea, dar nicio problemă, luăm o mică pauză până se face vremea mai bună. Uite, mă pun uite aici așa și așteptăm să se facă vremea mai bună. Hai că nu o dura mult până la urmă, s-au dus imediat norii ăia. Noi ne punem frumos aici, setăm puțin radarul și așteptăm să avem de-a face cu un nou vitezoman foarte ilegal. Momentan se circulă binișor pe aici, suspect de bine. Văd că am intrat pe o zonă cu multe camioane. Suntem într-o zonă de aia puțin mai industrială. Bă, uitați-vă un pic despre ce discutăm, cât de frumos e. Să-mi spuneți neapărat în comentarii dacă mai vreți episoade cu mașini de genul ăsta sau chiar cu Ferrari ăsta până la urmă, nu? Cred că o să ne schimbăm puțin locul de aici pentru că văd că se circulă foarte încet. Deci asta înseamnă că nu e nevoie de o mașină de poliție în zona asta. Așa că o să mergem puțin mai la ieșire din oraș pentru că pe acolo se circulă cu viteză șocantă, vă zic de pe acum. Căutăm un loc să ne punem pe dreapta frumos, mamă, cum mă duc, 160, sunt polițist, n-are nimeni ce să-mi facă. Mamă, de mă vede careva, m-am dus. Uite aici, cred că e perfect. Mamă, 120, aia, pe contrasens. Nu ne băgăm pe contrasens, v-am mai zis. Bun, perfect. Uite aici, avem până și semn cu viteza limită. Și nu mi-au absolut nicio scuză pe ei, stai așa, că e mai greu cu radarul ăsta. Mamă, ce se ducea ăla, bă, cum n-aveam ăla ilegal? Vai de cap, uite-mă, un coleg de la poliție. Ia uite-i, deja se circulă, uite, deja numai 160, pe 125, dar pe contrasens. Toate vitezele din lume, mă, la 115, nu ne impacientăm, uite ce Mustang. Bă! Stai așa că avem un 125, despre ce discutăm aici? Bun, vreau să mă duc repede, nu vreau să-i pierd pe ăștia care totuși depășesc destul de mult. Până în 120 mai înțeleg, dar peste 120 deja exagerat de mult, sincer. Stai așa că văd că șoferii nu prea au nicio treabă cu mine. Bun, nu era Mustang-ul ăsta, mă așteptam sincer să fie. Sau mai avem vreun Mustang pe aici? Mai domnul ăsta sau... Nu, cred că domnul cu mașina roșie, nu? Da. Mă, nu pot să cred, am mai oprit astăzi două mașini de astea, cred că. Ce se întâmplă? Trageți pe dreapta! Ce se întâmplă cu mașinile astea, mă? Ok, perfect, o tras aici pe dreapta, o lovit un pic, dar... Aia e, riscul meseriei. Până la urmă e problema lui, nu mă deranjează așa tare cu zgâriat un pic gardul ăla. Hai să vedem, să sperăm că doar îi dăm o amendă și atât. Bună ziua, documentele la control, vă rog. Mă, nu înțeleg, ce-i cu mașina asta? E atât de puternică mașina asta încât nu pot să facă față oamenii ăștia? Chiar nu pot să înțeleg, sincer. Vezi că mi-a murdărit mașina Ferrari într-un hal, vai de capul meu. Bun, hai să verificăm cu cine stăm de vorbă cu... Stai, ca ăsta este. Lucio Lones. Mamă, e curat ca lacrima și mașina e curată. Nu pot să cred. Din păcate, 125 este o viteză un pic cam mare ca să-l lăsăm în pace, așa că nu avem decât să-i dăm o amendă. Bun. Din păcate pentru dumneavoastră, ați avut o viteză de 125 la oră, ceea ce e un pic cam multicel dacă mă întreb pe mine. Așa că o să primiți o amendă, nu este o amendă mare. Poftim amenda. Mamă, cum stau, mamă, cum stau, ce-am pățit. Bun. Și sunteți liberi să plecați în momentul ăsta. Sper să conduceți puțin mai prudent, nu mai fiți opriți de poliție. Bun, uite ce-a încetinit traficul, bă. Repede au încetinit toți băieții. Bun, ne facem și noi frumos loc pe aici prin trafic. Mergem în spatele lui până găsim un nou loc și oprim din nou pe careva. Aici chiar că nu mă bănuiește nimeni. Efectiv, pare un Ferrari tras pe dreapta. Cine știe ce am pățit, deci nicio șansă să bănuiască. Vezi că deja au început să crească viteza după cum se vede. Ia uite, mamă, iar o mașină de aia. E plin, mai uite-l pe ăsta ce merge, bă, 170. Ba nu era el ăla cu 117. În fine, am zis că până în 118 nu ne batem capul, nu e așa mare viteză încă să merite să mergem cu un Ferrari după ei. Bă, vreau să opresc neapărat un Mustang de ăsta, să-l vedem și noi mai de aproape, dar bă că merg foarte legal băieții cu Mustangul, nu înțeleg care e faza. Foarte tare, stimă și respect până la urmă, nu? N-am văzut până acum nicio Dacia, frate, avem Dacia 1310, avem Dacia Logan. Bă, niciunul care să încalce limita de viteză, cred că nu pot, bă, aoleu. Avem un 126 la oră, mamă, vezi că a apucat de-o trecut destul de mult, ok, din nou. Nu pot să cred că mi-au pus frână în față, vai de capul lor de șoferi. Deci oficial mi-am lovit și Ferrari-ul. Bă, nu-i înțeleg de ce pun frână așa brusc în față, bă. Ok, cred că mai bine mergem pe aici. Mă, nu știu care e, dar 126 la oră, vedeți că e viteză destul de mare. Pe ăla dinainte l-am oprit la 125 și am dat amendă.
Deci nu scapă de amendă orice ar fi. Nu pot să cred că e tot mașină de asta. Deci nu, eu refuz să cred că e tot mașină din asta. Nu, trage pe dreapta în momentul ăsta. Era și culmea să oprească băiatul, mă, își vede liniștit de drum. Ce pot să-i fac? Nu, deci la asta nici nu stăm la discuții, bun. Cer o bandă de țepi în momentul ăsta, o să-l oprim 100% pe ăsta. Nu pot să cred că s-au dus pe contrasens. Bă, mă, las, ce mă cu polițiștii ăștia, bă? Cum, mă, frate, pe contrasens? Voi vorbiți serios? Ce șerif sunteți, mă? Deci merge încet. Ca prin minune, acum merge încet, dar nu vrea să o oprească, nu, că-l opresc pe ăsta singur și direct la pușcărie să nu aud. Deci m-am săturat, bă, de ăștia, m-am săturat. Gata, mă, acum avem țepii exact în față, ce o să mai faci? N-are nicio șansă, din cauza lui mi-am și lovit mașina. Bun, hai să te văd ce mai faci în momentul ăsta. A, încă mergi? Încă mergi cu roțile sparte, nicio problemă, cât de departe crezi că ajunge? Aparent până aici ai ajuns. Bun, hai să vedem cu cine stăm de vorbă, sper că nu are armă. A, deja o ridica mâinile. Jos din momentul ăsta din mașină. Mâinile sus și pe burtă. Unde fugi? Mâinile sus pe burtă în momentul ăsta. Hai, pe burtă cu tine. Bun, o să-l pasez pe ăsta la colegi. Până una alta, vreau să-i verific puțin mașina. Să vedem de ce fugea el în halul ăla, mă. Că m-am și enervat, efectiv. Ia să vedem. Bă, nu avea nimic în mașină, ok. Bun, o să fie arestat în momentul ăsta. L-am lăsat să mai stea un pic mai mult pe burtă, că așa mi se pare corect, sincer. Hai, mă, că trebuie să-l arestăm pe ăsta. Gata, l-am luat pe Barbașan. Bun, și o să-l predau autorităților. Bun, în momentul ăsta vreau repede un transport. Nici nu mai stăm la discuții. Mașina o să o ridic. Văd că mașina e ok. Așa, bun, un tow mare. Și până una alta, hai să vedem. Care-i faza cu el de-o decis el să facă treaba asta? Ăsta cu camionul nu știu unde s-o băga, sincer. Nu știu ce vrea de la viața mea. Care e ăsta cu șapcă? Charles Trioge. Triog. Ăsta era, nu? Stai așa să ne asigurăm. Da, 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 el e. De la spate îmi dau seama. Bun, hai să-l și rezolvăm. O să-i facem raportul de arest pentru în felul următor. Nu mai stau să-l verific, mă enervat de nu mai pot. Conducere imprudentă, evitarea arestului. Și cam atâta ce pot să-i dau. Suficient, nu, deci nici nu mai îmi bag capul. Nu mai îmi bag capul cu ăsta că m-am enervat. Bă, toată ziua m-am săturat de ei tu cu aceleași mașini. Mi-a lovit Ferrari-ul, lăsați-mă în pace, frate, că m-am săturat de voi, jur. Bun, o să mă duc să caut din nou un loc să opresc. De data asta, dacă mai prind unul din ăla, nu știu ce fac, jur. Bă, nu știu, am nebunii cu ei. Hai, mă, să vă văd acum, am Ferrari-ul, vai de viața lui și totuși o să... Mamă, tot vă distrug. Deci nici nu vreau să... Mamă, vezi că se circulă un pic cam rapid pe ei, toți 115, 117, 116. Bă, mă lăsați un pic în pa... 120, ok. Nu mai stăm la discuții, la 120 trebuie să tragem pe careva pe dreapta. Dacă are mașina din aia, mă las de viață de polițist, ok. De data asta avem un Ford. Stai să vedem. Trageți pe dreapta în momentul ăsta, avem un Ford din ăsta normal, că cum avem și mașinile de poliție de altfel, văd că nu prea știe să tragă pe dreapta din câte văd. Nu mă așteptam să meargă unul de ăsta cu 120. Mă, ăla cu jeepul ce face, mă? Hai că încet încet se descurcă și el să tragă pe dreapta. Hai să vedem de ce circula el cu 120 la oră, bă. Sincer, nu știu ce s-a întâmplat azi, extrem de mulți vitezomani. Am mai stat eu odată tot așa cu radarul și vezi că nu am oprit chiar atât de mulți șoferi, destul de greu să găsesc pe unul. Bună ziua, documentele la control, vă rog, asigurare, talon și permisul de conducere. Bun, domnul Kenny. Hai să vedem care e faza cu domnul Kenny. Pare în regulă, cooperează, o trage și pe dreapta. O mașină simplă, nu-i bogătan. Nu știu care e faza cu el de-o mers cu viteza aia. Și avem așa, Kenny... Nu mă, ce Kenny, mă, că nu era Kenny. Pot să jur că nu era... Ba da, mă, Kenny îl cheamă. Domnul Kenny, văd că o face foarte bine. Mașina ce zice? Hopa, mașina are talonul expirat, dar în rest cam atâta. Bun, nu o să ne luăm prea tare nici de domnul Kenny. Pentru că o oprit pur și simplu, nu am chef să mă cer foarte tare cu el. Din păcate, pentru el va trebui să-i dăm o mică amendă. Deci, în primul rând, are talonul expirat. Hai să vedem. Documente. Conducere nu fără, l-are doar expirat. Certificat de înregistrare expirat. Și pentru viteză o să-i mai dau. Nu a avut cine știe ce viteză. Bun. Momentan o să vă dau aceste amenzi. Vă rog să faceți ceva cu certificatul ăla de matriculare. Pentru că nu e ok să circulați cu el expirat. Eu înțeleg cum stă treaba, dar vă rog să... Să luați aminte la ce spun eu, că dacă vă mai opreți o dată, nu o să fie prea bine. Mă, cred că o să și rămân aici, sincer.
Că cei care m-au văzut deja au trecut de mine, deci nu avem nici cel mai mic stres. Observ că avem o mică problemă cu Cadillac-ul ăsta. Hai să vedem un pic, trebuie să ne facem puțin loc în trafic. Dă-te că nu te mai suport, când îi văd pe aia cu mașinile alea nici nu-i mai suport. Bun, trebuie cumva să ne facem loc în spatele acestui Cadillac. Nicio problemă, ne facem noi loc cumva. Bună ziua, vă rog să trageți pe dreapta. Nu știu de ce am zis bună ziua, nu-i ca și cum... Nu-i ca și cum îi dorez o zi bună până la urmă. Am zis dorez în loc de doresc? Ok, aparent am luat o razna de la prea mult condus astăzi cu Ferrari-ul ăsta. Și văd că nu prea vrea să tragă pe dreapta. Asta ai tras pe dreapta la el? Serios? Ce-a făcut, mă, ăsta e sub influență? Bun, vă rog să mă urmăriți în momentul ăsta. Haide, după mine vă rog. Nu-n gard. Nu, dați cu spatele și după aia dați puțin cu fața. Ok, nu cred că mă descurc cu ăsta. Nu reușește să tragă pe dreapta. Bun, în cazul de față, mai mult ca sigur o să-l arestăm. Hopa, 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 cu reușit să tragă pe dreapta, ce face? Cum am dat jos, cum a reușit să tragă pe dreapta? Bun, puțin mai în față, vă rog, haideți mai în față. Perfect. Văd că e și lovit, acum s-a lovit, aparent. Uitați-vă numai cum arată Ferrari-ul după o zi de muncă, bă. O zi de muncă la poliție și distrugem un Ferrari. Bun, hai să vedem care-i faza cu domnul. Bună ziua, actele la control. Mă, bă, băi, dă, bă, deja, nu mai, după o zi ca asta, jur că a fost greu, rău. Deci nu vrea să-mi dea talonul și asigurarea, ok, vă mai rog încă o singură dată să-mi dați actele. Actele la control în momentul ăsta. Haide, toate actele, vă rog. Nu, ok. Hai să vedem măcar permisul de conducere, care e faza cu el. Stai, că nu știu care era la volan, bineînțeles. Am omis că-s doi oameni în mașină, deci... Ăsta cu ochelari, cu tricou galben, am înțeles, gata, hai că ții minte cum arăta. Să vedem cine e și ce vrea de la viață. Bun, deci îl avem pe Carl Ahern, care nu are absolut nici o singură problemă, nu pot să cred. În schimb, mașina e varză, nu are niciun document mașina, de aia nu vrea să mi le dea. Deci nu are, nu că se expirate sau ceva, vai de viața mea. Bun, în cazul de față va trebui să-l rog să dea jos. Bun, vă rog să vă dați jos din mașină în momentul ăsta. Hai să vedem. Vă rog să mă urmăriți până pe marginea drumului. Deci, ideea e că el e ok, dar mașina nu e deloc ok. Deci nu are ce să caute cu astfel de mașină. O să-i dau amendă oricum. Bun, hai să-l oprim un picuț și să vedem un pic și de pasager care e faza. Bun, dați-mi și dumneavoastră buletinul, vă rog. Deși cred că mi l-a dat înainte, dar nu contează. Bun, vreau să ne asigurăm că totul este ca la carte. Practic trebuie să avem interacțiunea între noi, nu? Altfel de unde? Bun, ăsta nu are permis de conducere, deci cam atâta. Văd că nu are mandat de arestare sau ceva, deci pasagerul e în regulă. În cazul de față la pasager deja pot să-i chem un taxi. Pentru că nu o să mai meargă cu mașina asta, sau să-i chemăm un Uber. Hai mă că-i chemăm un Uber. Bun. O să plecați cu un Uber de aici în momentul ăsta. Hai să vedem, gata? Bun, gata cu Uber-ul. Bun, dumneavoastră, hai să vedem un pic dacă ați consumat substanțe ilegale. Asta vreau să știu. Mașina nu o să verific sau ceva, pur și simplu, sau badaba, ar trebui verificată dacă o ridicăm, sincer. Bun, el văd că nu a consumat substanțe ilegale. A venit Uber-ul cu seria 7, aia zic, tată. Bun, hai să verificăm dacă este ceva ilegal în ea. Frumos Cadillac, n-avem ce zice. Mamă, dita mai arma! Nu pot să cred, ok, ce căuta arma aia în mașină? Bun, în momentul de față ești sub arest. Îmi pare rău să-ți explic chestia asta. Vom avea nevoie de o patrulă să vină aici să verificăm arma aia. Mamă, dita mai arma automat o avea. Mașina asta o vom ridica după aia. Mai întâi trebuie să verificăm arma. Bă, frumoasă mașină, sincer. Ziceți voi dacă nu-i faină. Să nu mai zicem că e uriașă, cred că e mai lungă decât un tir. Mamă, cu ce mașină a venit domnul șerif? Aparent mai era o patrulă care mergea pe aici neinscripționată. Bă! Doamne, iartă-mă, nu mai are oglinzi. Ce face, bă? Șerif, ce faci? Vai de capul vostru de șerif care sunteți. Bun, hai să verificăm arma. Și clar nu are ce să caute cu armă de genul ăsta, dar să vedem dacă e furată sau ceva. Și nu, nu-i furată, dar nu e nici al lui. Ok, deci este o armă împrumutată, să înțeleg. Sau cine știe, poate o furat-o și nu se știe că e furată, dar asta deja nu mai ține de mine. Bun, în momentul de față va trebui să-l arestăm pe băiatul ăsta. Hai să vedem mai exact pentru ce. Deci domnul Carl, amendă, nici nu știu să-i dau amendă, să nu-i dau amendă, bun.
Deci pentru trafic hai să vedem, că nu are absolut nimic. Evitarea arestului nu putem să spunem, în schimb conducere imprudentă, hai că... Bă, a fost destul de periculos, dar nu îl arestăm pentru asta, mai degrabă pentru asta o să-i dăm doar amendă. În schimb, alte posesii, posesie ilegală de armă de foc și momentan pentru atâta îl arestăm. În schimb, o să-i dăm multe amenzi, din păcate, pentru el. Documente. Conducere fără certificat de înmatriculare, conducere fără asigurare. Și cam atâta, nu? Cam atâta aș putea să-i dau. Operarea vehiculului, conducere neglijentă, aici pot să-i dau. Inclusiv producerea unui accident. De fapt, nu, hai să nu-i băgăm accident. Și cam atâta, o să-i dăm și niște amenzi. Din păcate pentru el o să fie arestat pentru arma aia. Nu înțeleg care era faza cu arma. Bun, hai să chemăm transportul. Adică mai exact, domnul ofițer, șerif, care ești tu, ce vei fi, tu vei de capul tău. Ia-și pe băiatul ăsta de aici să nu-l mai văd. Bun, mașina asta va trebui ridicată de un tow truck mare, pentru că e uriașă. Credeți-mă că am mai văzut o mașină din asta, bă, deci șocant de uriașă, nu vă puteți imagina. Gândiți-vă doar că Ferrari-ul ăsta e o mașină măricică. Hai că o mers, hai că... Ok. Ce se întâmplă aici, fratele meu? Bun, stai așa să vedem cu cine... Stai. Ok, văd că fuge, nici cea mai mică problemă. Nu, nu pot să accept așa ceva. Trage pe dreapta în momentul ăsta. Nu pot să accept, o da peste un polițist și o plecat? Trage pe dreapta, am zis. Tot un Cadillac. Foarte, foarte multe Cadillac-uri de astea pe aici, observ. Mă trage pe dreapta în momentul ăsta mai repede. N-avem timp toată ziua să tragi tu pe dreapta, infractorule. Mamă, oficial, e cea mai frumoasă oprire pe dreapta de până acum. Păcat că nu o semnalizat. Hai să vedem cu cine stăm de vorbă, că mă și enervat. Mai enervat. Documentele la control, te rog. Hai să vedem. De ce ești agitat? Nu ar trebui să fii agitat. Bun, hai să le întrebăm un picuț. Să vedem ce mai avem pe ei să-l putem întreba. De ce conduceți în halul ăsta? Hai să vedem. Și că mereu conduce așa, nu-i nimic în neregulă cu asta. Perfect, exact ce am vrut să aud de la viață. O să-l arestăm rău de tot pe ăsta. Bun, el este Steve Merchant. Nu, Stevie Mercant, Merchant, cum îl va chema pe el. Bă, că nu are probleme, mașina în schimb, nici mașina nu are probleme. Dar, cu părere de rău, o să cam aibă probleme din cauza ce-o făcut. Bun, vreau să verificăm un pic dacă ați consumat substanțe interzise. O să-l verific și de substanță și de alcool pe ăsta. Altfel, nu înțeleg, era ocupat cu telefonul sau ceva, hai să vedem. Ia că-l întrebăm și de telefon, eu nu am fost atent, dar poate recunoaște el. Cum ar fi? Deci nu a consumat, a consumat puțin alcool, dar nu cât să fie arestat, nu-i beat. Bun, hai să-l întrebăm legat de telefon. Bun. De ce trimiteați mesaje în timp ce conduceați? Și că telefonul e fain așa-i. Bun, vă mai întreb încă o dată. Am înțeles, deci nu, practic nu o să răspundă. Deci practic nu-l putem acuza pentru chestia asta. Am vrut să încercăm acolo să vedem dacă recunoaște. Bă, ce să-i dăm în cazul, în momentul de față? Arest, raport? Deci nu, îl arestăm pe ăsta, lejer îl arestăm. O să-l băgăm aici la atacarea unui polițist, pentru că efectiv a fugit, frate, dacă nu fugea, total altă treabă era. Doamne, ce cuvinte am scos azi pe gură, trecem peste, nicio problemă. Bun, hai să vedem ce mai dau aici pentru conducere neglijentă, trebuie să-i dăm și amendă, bineînțeles. Și cam atâta, mai am ceva ce să-i dau, am uitat ceva, nu cred că am uitat nimic, în fine, este total irelevant în momentul de față. Pentru că va fi arestat domnul de față, mă, cum o să dai peste un polițist să fugi încă și eu, ca jur. Bun, vă rog să ieșiți din mașină în momentul ăsta. Bun, perfect. Destul de bătrânel, sau mi se pare mie. Da, cred că mi se pare mie. Bun, sunteți sub arest în momentul ăsta, pentru ce ați făcut puțin mai încolo. O să chemăm un transport pentru el. Și cam asta e situația, destul de ușor dacă mă întreb pe mine. Bun, chemăm frumos și transportul. Nu cred că avem nimic de verificat. Cel puțin nu mă mai ocup eu, se ocupă băieții. Eu vreau doar să-i ridic mașina asta. N-are niciun sens să ne mai batem atât capul cu ăsta. La ce-o făcut, sincer, nu merită deloc atenția noastră. Eu zic că e suficient pentru el că l-am arestat pentru treaba asta. Bun, a venit alt șerif. Până una alta, eu cred că mi-e închei tura aici, sincer. S-o transformat ziua asta din niște opriri pe autostradă, s-o transformat în total altceva, frate, nu? Deci, a fost pur și simplu teroare. Eu acum trebuie să mă duc la secție cu mașina asta în halul ăsta și trebuie să o reparăm. Uită-te și tu la ăsta cum se bagă, doamne! Trebuie să reparăm mașina și să ne încheiem tura, că
Deja s-o obosi, jur. O să lăsăm mașina aici la secție exact de unde am luat-o să se ocupe băieții de ea. Acum, asta e viața, bă. Dacă iei un Ferrari la poliție, trebuie să-ți asumi niște chestii. Până la urmă, nu, e doar foarte jegoasă, doar bara din față cred că e lovită. În rest, doar o spălare Ferrari și totul în regulă. Mamă, cum arată. Bun. Bă, cam asta a fost ziua noastră de polițist sub acoperire într-un Ferrari pe autostradă. Eu zic că a fost o zi reușită și foarte grea în același timp. Foarte mulți oameni extrem de dubioși. Sper că v-a plăcut episodul. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Și noi ne revedem data viitoare. Și pa, pa!